Adam Nemeț a îmbrăcat deja tricoul lui Dinamo. Atacantul slovac a debutat cu o pasă de gol în amicalul câștigat la Tunari, 4-1. Întâlnirea a fost programată de Ioan Andone în locul meciului amânat cu Astra din Cupa Ligii. It's a new challenge for me. I don't have that much experience with the Romanian football, so it's going to be brand new for me. How many goals you promise for the Dinamo fans? I'm not promising. I hope it will be good, but I don't know. I'm never say numbers. În amicalul cu FC Tunari au marcat Steliano Filip, Arlem Noere din penalti, în timp ce Patrick Petre a reușit dubla. Mai e un meci la jumătatea săptămânii, sunt mulți jucători noi, nici Tunari, ținând cont că au un meci sâmbătă, nu au forțat, dar pentru ora actuală, ca să văd posibilitățile jucătorilor, să vedem integrarea lui Mistru, să facem repede și alu Mare și azi și pe Adam astăzi. Încet, încet, cred că cam ăsta va fi lotul. În următoarea pauză competițională, Dinamo pregătește un amical de gală cu Zenit Sankt Petersburg. Până atunci, albroșii vor întâlni pe ASEA Târgu Mureș în campionat, luni de la 20:30 în direct la Digi Sport 1.